Bine v-am găsit! În mare parte din țară vorbim mâine de o nouă zi frumoasă, cu temperaturi plăcute ce se vor duce spre 29-30 de grade, fără ploi, cu un cer mai mult senin și doar cu un vânt ceva mai nervos. Situația de interes și cu potențial periculos începe însă odată cu orele serii în vestul țării. Despre ea vom vorbi mai mult în materialele separate ce vor urma pe parcursul zilei de mâine. Din punct de vedere sinoptic, mâine suntem sub acțiunea atât a unui câmp de presiune scăzută, asociată centrului baric Hans, dar și pe direcția unui front rece, care va avea o deplasare vest-nord-vest. Din punct de vedere al circulației, avansul masei de aer rece este unul timid și de foarte scurtă durată, astfel că nu putem vorbi de o răcire consistentă, ci doar de o scădere a temperaturilor pentru câteva ore, mai ales în zonele unde vom avea parte și de precipitații. Noaptea aduce temperaturi minime de la 10, 12, 13 grade în zonele montane, cu 5-7 grade pe creste, la 12, 14, 16 grade în Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea, în timp ce în Oltenia și Banat se pot atinge chiar 18, 20, 21 de grade. În ceea ce privește temperaturile maxime, vorbim de valori de 26, 28, 30 de grade la nivelul întregii țări, cu 17, 19, 20 de grade în zonele montane. Pe timpul nopții avem parte de nori joși doar prin zona meridionalilor, pentru ca spre seară nebulozitatea joasă să apară prin zona Banatului, Crișanei, dar și prin zona munților Banatului. În ceea ce privește norii de mare înălțime, cei peste 6.000 de metri, aceștia sunt prezenți încă de la începutul intervalului de prognoză, iar pe parcursul zilei vor traversa toată țara. De interes, mai ales din perspectiva furtunilor, este un sistem noros extrem de bine conturat, care va aborda județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, respectiv extremitatea vestică a județelor Maramureș, Sălaș, Cluj, Alba și nordul județului Hunedoara, asta urmând să se întâmple pe parcursul serii de mâine. Condiții de ceață avem în a doua parte a nopții în sudul județului Hunedoara. La începutul nopții avem condiții de ploaie prin județul Argeș, pentru ca dimineața să avem ploi slabe prin Arad, Bihor. Aici reprizele de ploaie vor fi prezente și pe parcursul după amiezii, când ajung și prin zona județului Satu Mare. Lucrurile se schimbă odată cu începutul serii, când un sistem convectiv foarte puternic intră în țara noastră prin vestul județului Timiș. Pe o deplasare sud-vest-nord-vest, acest sistem aduce precipitații abundente în Timiș, Arad, Bihor, în sud-vestul județului Satu Mare, dar va ploua și prin nordul județului Hunedoara, prin nord-vestul județului Alba, prin vestul județelor Cluj și Sălaj. Cantitățile de precipitații vor fi în jurul la 15-20 de milimetri, cu un posibil vârf de 30 de milimetri pe vestul județului Bihor. Încă de la începutul nopții avem un vânt activ prin zonele montane, 70-80 de km pe oră în munții Banatului, pentru ca dimineața să avem intensificări de 30-50-55 de km pe oră prin Banat, Crișana, Transilvania, Apuseni și Maramureș. La orele prânzului, mai ales în zonele montane ale județelor Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Satu Mare, rafalele de vânt se pot duce chiar spre 80-90 de km pe oră. Nici în restul țării vântul nu va fi liniștit, urmând să avem rafale de 40 50 de km pe oră. Odată cu orele serii și odată cu sosirea furtunilor dinspre Serbia și Ungaria, în zona județului Timiș putem ajunge la rafale de 100-110 km pe oră, pentru ca mai apoi și în județul Arad să avem parte de vânt de 70-80 de km pe oră, izolat chiar 90 de km pe oră. Vântul rămâne activ până la finalul zilei, prin zonele montane, prin sudul Munteniei, nordul Maramureșului, cu rafale de 50-60 de km pe oră. Izolat chiar în nordul extrem al județului Maramureș, se pot atinge 70-80 de km pe oră.